faceți dumneavoastră? Nu-i Lazar, dar au rămas sămânța lui. Ia ghiciți ce fac. Așa, din trei încercări, dacă din prima nu puteți. Ne-ați chemat la o ședință publică și acum încercați să ne închideți gura. Împiedicați accesul la informații. Știți că asta se pedepsește penal, conform legii din 11 mai 2000? De poate penal nu, dar contravențional toți nu puteți plăti o amendă. Mișoară de feră, eu oricum am în ședință, nu vă supărați să vă ziceam alte ședințe. Oricum văd că, domnul Lazar... Da, eu am cerere. Mânați cu ăsta, vă spate, nu. Oricum văd că domnul Lazar nu-i, nu? Bă. Sau el stă sub masă și nu-l vedem. Domnul procuror? Uitați, da, o să ne dați un porcat. A, dumneata la aper pe inculpat, da? Da, da, eu sunt apărătorul domnului. Din oficiu? Da. Uh-huh. Ce-i de telefon ca sa-l băram o strubăci cu mine? Ușor pe mâta, băule și ești. De cine el e inculpatul? Nu, inculpat, eu sunt martor. A, așa la care, și atunci la spitalul de urgență să rei la bătaie, sperietule. Ia mă să am angajat la stat. Cum de te mai țin acolo? Ești periculos, poți să muști oameni. Luni. Bine? Da. La 12, da. La 2 am la Roșcană, că adică dacă să dovedim. La revedere, zi bună. De 30 mai la ora 12. Nu o să vie dumneavoastră acum ați semnat pentru aceea că sunteți înștiințat. Exact în acela, în biroul ăsta vă prezentat. 30 mai, da? Uh-huh.